Salutare, dragi prieteni, vă salut din nou. După cum ați văzut, în ultima perioadă am cam început să fac vloguri de aici local, din mașină. Și nu pentru că am vreo intenție rea, dar așa se nimerește și îmi este mai ușor să fac un intro a ceea ce urmează să fac în continuare. Până ajung la fața locului, vă explic cumva ce fac astăzi. Și așa îmi vine mai ușor și mie să fac un așa zis un car vlog. Astăzi vom merge să cunoaștem pe cineva aici în Arad. Am băgat de seamă că la canalul meu este înscrisă, pe lângă multele persoane înscrise la canalul meu, există și un așa YouTuber, o persoană de aici din Arad, de la fața locului, de unde mă aflu eu acum, care face YouTube, la fel ca mine. Dar bineînțeles, diferența între noi este mult mai mare. Canalul lui este un pic mai amplu, un pic mai dezvoltat, mai cunoscut. Și astfel am decis să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să ne vedem. Și mai departe, nu știu ce va fi. Am decis împreună să mergem să și vizităm ceva, dacă tot ne vedem și ne cunoaștem. Așa că eu în acest moment merg în prealabil să îl iau de la un punct de referință unde îl găsesc. Și pentru că avem mașină la dispoziție, vom merge undeva la vreo oră în afara Aradului. Mai multe detalii nu știu să vă dau. Voi lăsa acest vlog să decurgă așa cum va ieși, natural, fără să improvizăm nimic. Eu mă aflu în trafic, acum îmi cer scuze că nu sunt atent la voi. Dar e mult mai important să fiu atent la trafic. Așadar, am decis să mă găsesc cu această persoană. El este Ilie. Are un canal de YouTube, Ilie Production, în care publică diverse activități din diverse domenii, dar și din domeniile tehnologice, ceea ce mă atrag pe mine, de tip unboxing, review-uri, la multe lucruri care practic ne folosesc și nouă în viața de zi cu zi. Așa că o să vedem ce o să facem astăzi împreună. Nu am regizat nimic, nu am stabilit nimic. Vom vedea ce va ieși. Și probabil vă voi da și canalul acestei persoane, să vedeți în prealabil activitatea sa după canalul său. El are o comunitate mult mai mare ca a mea pe YouTube. După cum am zis, este mult mai cunoscut, face YouTube de mai mult timp și aș vrea să cred că are mai multă experiență decât mine. Eu fiind la început, cam de vreun an de zile am început să public pe YouTube. Așa că voi merge cumva pe mâna lui la această întâlnire și vedem ce va ieși. Deci cam atât deocamdată, rămâne să mă întâlnesc cu acest Ilie și vom merge împreună să vedem ce vizităm. Deocamdată nu am stabilit nimic.
unde și cum vom stabili acum. Vremea ține cu noi, e destul de cald, de frumos. Problema este că se întunecă mai devreme decât ar trebui. S-a micșorat ziua acum, așa că până se înserează, poate reușim să vedem ceva în aer liber. Salutare, bine v-am regăsit! Așa cum v-am zis în intro pe care l-am făcut în mașină, am reușit să mă întâlnesc în cele din urmă cu Ilie, de la canalul de YouTube Ilie Production. Îl avem aici alături de noi. Salut, salut! Doi GoPro-iști. Doi YouTuberi de marcă, de firmă. Și am decis, așa că, cum v-am zis în mașină, că nu știm ce vom decide să facem, ne-am decis să vizităm cetatea Șoimoș. Ei bine, eu nu o să mă concentrez prea mult spre vizitarea acestei cetăți. Am deja disponibil un video cu această cetate. Am să merg mai mult pe mâna lui Ilie, este de-al locului. Așa că o să dau câteva cadre, iar restul videoului în întregime îl puteți urmări la el pe canal. Da, am să vă las linkul lui Ilie în descriere, astfel încât vă veți îndruma către canalul lui și vedeți tot clipul în întregime. Vă aștept acolo și vizionare plăcută în continuare. Hai Ilie, să mergem. Mere. Ilie Production și Marius Production în acțiune. În acțiune. Vom urmări, așa cum am zis și în videoul trecut, aceste însemne cu albastru care sunt fixate pe pietre, după cum se vede. Avem un drum foarte anevoios de parcurs. Recomand să veniți încălțat adecvat, nu cu papuși sau sandale, Adidas sau ce aveți, cu crampoane, pentru că drumul este de piatră, accidentat, și nu aș vrea să vă rupeți picioarele. Vom urmări și noi aceste semne după pietre până ajungem sus. Hai Elie! Hai, hai! Bagă mare! Ce înseamnă albastru ăsta? Sunt însemnele făcute către un drum mai sigur. Așa cum am văzut și în videoul trecut, am urmărit însemnele, dar te poți și abate de la aceste însemne. Și practic va trebui să vezi pe unde ți este mai ușor. Practic cărările sunt un pic tocite de mersul călătorilor, așa că pe acestea le urmăm și noi. Mergem cumva pe aici fără să mai urmărim însemnele care sunt în partea de jos. Mergem. Suntem undeva la ceas de seară. Da, foarte frumos, într-o toamnă târzie. Viul este minunat, dar veți vedea de sus că se și merită să urcați până aici. Și am ajuns la indicatorul informativ. Lungime circa 16 km. Durata 5 ore și 3 sferturi. Cetatea Șoimoș. Hai să vedem și viul de la această înălțime. Acolo jos se vede Mureșul, dar aceste lucruri le puteți vedea în video ce l-am prezentat deja la mine pe canal. Să lăsăm pe Ilie să tragă câteva cadre. Aici nu vom putea să înaintăm, dar există o altă cărare. Gândește, de acolo, de la ușa aia, era de lemn ușa care vinea până aici, până pe mare. Asta era făcut. Aici s-a făcut șans cu apă să nu intre. Să nu intre, da. Prăduitori. Dușmane. De data aceasta vă salut din interiorul cetății Șoimoș. La ceas de seară, după cum vedeți, a apus și soarele. Lumina nu este chiar în favoarea noastră, dar cât de cât se pot vedea câteva viuri minunate. Vedem în spate și acest stâlp de beton, făcut intenționat pentru a susține partea de sus.
Da. Să susțină acea parte de sus să nu se prăbușească. Se vede clar că nu are nicio treabă cu structura. Se poate vedea și pilonii ce erau grinzi din beton, care era mai un etaj pentru etajul superior. Da. Așa că nu uitați, vedeți un video în întregime făcut de noi, evente personale, adică Marius și Ilie de la Ilie Production. În acțiune aici alături de... În acțiune. Vă voi da linkul canalului lui și veți merge la el pe canal și veți vedea videoul în întregime. Puteți arunca și o privire pe canalul lui, iar dacă vă trezește atenția, vă puteți chiar și înscrie la canalul lui și viceversa, probabil și el va pune pe canalul lui linkul canalului meu. Normal. Pentru comunitatea lui Ilie. Așa cum v-am zis, puteți urmări și celălalt video care eu îl am deja prezent de la cetatea Șoimoș împreună cu cetatea Șiriei, care le-am vizitat vara trecută și am acolo mai multe detalii, iar acum voi posta câteva imagini, câteva cadre cu informațiile de la ora actuală, pentru că eu mă aflu acum în prezent, așa cum știți, aici la Arad. Cetatea Șoimoș.